Știți? Eu sunt o fetiță care a început să citească greu. Și complicat, mie mi-a fost greu. Mă întreba toată lumea, tu citești la fel de mult ca părinții tăi? Nu. N-am început să citesc la fel de repede și la fel de devreme ca părinții mei. Mi-a trebuit un timp. Mi-a trebuit răbdare din partea părinților mei, din partea învățătorilor mei. Mi-a trebuit un exemplu. Dragostea și căldura cu care am fost încurajată să mă apropii de lectură. N-a fost simplu, dar de îndată ce am descoperit bucuria de a citi, de a învăța, de a afla lucruri noi, de a-mi imagina prin intermediul cărților, prin intermediul teatrului, prin intermediul filmelor și iarăși, prin intermediul cărților pe care le povesteam și răspovesteam cu cei de vârsta mea, pe care mi le tălmăceau și le răstălmăceam eu uneori, dascălii mei, mentorii mei, am învățat să mă bucur, să zbor, să plutesc, să not, să plonjez în lumea culturii. Cultura înseamnă totul, tot ce ne înconjoară, felul în care înțelegem viața, felul în care ne bucurăm de tot ce ne înconjoară. Eu nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în jurul meu. Am parafrazat din Lucian Blaga, citindu-l, învățându-l, amintindu-mi-l, amintindu-mi mari poeți, mari creatori de literatură, de filozofie, de film, de muzică. Exist și mă bucur că exist. Haideți în aventura asta. Hai să învățăm, hai să citim, hai să fim noi înșine creatori de cultură. Consumatori, creatori. Să ne bucurăm de cultură, de artă, de știință. Vom fi mai frumoși, mai demni, mai liberi și mai plin de umor. Cred eu. Vă invit să ne urmați.